Deputatul Vasile Bolea a depus o plângere la Procuratura Generală în care a cerut să fie trași la răspundere angajații poliției și președinții consiliilor electorale din raioanele Strășeni și Criuleni. Bolea a precizat că cei vizați ar urmări întâlnirile sale cu cetățenii. Despre plângerea depusă la Procuratura Generală pe 25 septembrie, Bolea a anunțat pe rețelele de socializare: am solicitat tragerea la răspundere penală a angajaților poliției și a președinților consiliilor electorale din raioanele Strășeni și Criuleni. Acești domni încalcă sistematic legea, urmărind întâlnirile noastre cu cetățenii pe care le organizăm împreună cu Marina Tauber în calitate de deputați ai Parlamentului, a scris deputatul. L-am sunat pe Vasile Bolea pentru a afla mai multe detalii și cine, în opinia sa, ar sta în spatele acestor acțiuni. Poliția și serviciile respective dând note informative consiliilor electorale de circumscripție din întreaga țară, acolo unde merge Vasile Bolea, cu cine se întâlnește, numerele de matriculare automobilului, care merg cu orele. Vin să discut cu cetățenii, cu cei care m-au delegat în Parlamentul țării ca să-i reprezint. Și nu am nevoie de cineva care să mă fileze, să mă fotografieze sau să mă scrie, da, la telefon cu ce mesaj vin în fața cetățenilor. Dacă o fac reprezentanții diferitor organe la noi din țară, evident că ei, fiind la cheremă guvernării de astăzi, o fac probabil la comanda guvernării. Vasile Bolea mai spune că astfel de acțiuni din partea poliției și a organelor electorale încalcă drepturile lor ca deputați, întrucât în raport cu statutul de deputat, Constituția interzice clar astfel de acțiuni. În opinia lui Bolea, ceea ce face poliția este calificat drept infracțiune, conform codului penal. El a adăugat că toți cei vinovați trebuie să fie pedepsiți conform legii, inclusiv cu închisoare de până la 5 ani. Abuzurile trebuie să fie oprite, a mai declarat Bolea. Am avut chiar și o discuție cu reprezentanții poliției din Strășeni, unde am indicat asupra acestui fapt că sunt niște acțiuni ilegale și le-am spus că am să mă adresez Procuraturii Generale ca să investigheze și să dea o apreciere juridică, dacă vreți, a acestor acțiuni ilegale. Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru, a confirmat pentru Canal 5 că Vasile Bolea a depus o solicitare. A fost înregistrată în Cancelaria Procuraturii Generale, aceasta urmând a fi examinată potrivit legii, ne-a comunicat Moraru. Iar purtătoarea de cuvânt de la CEC, Rodica Sârbu, a îndemnat ca instituția electorală să nu fie implicată în polemici cu caracter politic. Comisia Electorală Centrală și Consiliile Electorale de Circumscripție Electorală colaborează cu organele de drept în limitele prevăzute de legislația în vigoare. Considerăm că interpretările eronate care se fac cu scopul de a intimida și exercita presiunea asupra organelor electorale, a declarat Sârbu pentru Canal 5.